Terasele din Mamaia și din portul Tomis s-au dovedit neîncăpătoare pentru turiștii veniți în Constanța de 1 mai, care le-au luat cu asalt, profitând și de vremea plăcută de la malul mării. În portul Tomis, acolo unde va fi adusă și lumina sfântă de pe mare, ca de obicei, se află și colega mea, Gabriela Del Pupo. Bună, Gabi! Care este atmosfera acolo? Bun găsit! Se pregătește această noapte sfântă. Foarte mulți turiști sunt aici. Este plină și faleza și în port. Terasele sunt absolut pline. Se pare că va fi o seară destul de aglomerată. Se poate întrevedea acest lucru de pe acum. Lumina sfântă va fi adusă din largul mării de către înalt preasfinția sa Teodosie. Va veni până aici, în port, unde vor aștepta credincioși și după care urmează o procesiune înspre Catedrala Arhiepiscopiei Sfântul Petru și Pavel, pe care o putem zări în depărtare. Acolo, la ora 23:45, va fi împărțită lumina sfântă, după care la miezul nopții va începe slujba. Știm că aceasta durează destul de mult, cu împărțirea sfintelor pași, practic până la ora 5 dimineața, motiv pentru care autoritățile au relaxat măsurile pentru această noapte și le este permis credincioșilor să circule, bineînțeles, fără declarație pe proprie răspundere. Oamenii au profitat de vremea bună și în cursul zilei de astăzi, după cum putem vedea de aici, în port, este destul de multă lume ieșită doar la o plimbare. Urmează cel mai probabil pentru cei care au ieșit cu familia masa de Paști și apoi, bineînțeles, vor veni la biserică. Este aici, în Constanța, unul dintre cele mai importante poluri ale credinței ortodoxe. Știm că în fiecare an de Sfântul Andrei de Bobotează, un alt preasfinția sa, Teodosie, reușește chiar și în plină pandemie să adune mii de credincioși. Amintim faptul că anul acesta au fost peste 3000 de oameni care au participat la Bobotează și nu s-a lăsat fără avertismente. Vom vedea exact dacă și în seara aceasta vor fi reguli care nu vor fi respectate și dacă, bineînțeles, vor trebui luate măsuri după, dar deocamdată oamenii se bucură de vreme frumoasă, de o plimbare și de terasele de aici, din port.